Masă caldă este programul pilot văzut de guvernanții drept soluția pentru reducerea abandonului școlar. Anul acesta, la Buzău, beneficiari au fost elevii școlii Mihail Cogălnicianu din Simileasca. Chiar dacă școala a început de aproape 3 săptămâni, abia ieri elevii au primit pachetele cu prânzul cald. Programul Masă caldă în județul Buzău a fost derulat în acest an cu nominalizarea școlii Mihail Cogălnicianu, școala 14 din cartierul Simileasca. După mai multe licitații și întârzieri, în sfârșit astăzi a început derularea acestui program. Astăzi copiii au primit pentru prima dată pachetele cu masă caldă și de acum, de azi până la sfârșitul anului, vor beneficia de acest program. Din păcate, programul se desfășoară pe an calendaristic, iar la Buzău lucrurile s-au mișcat atât de încet încât elevii vor putea beneficia de prânz cald doar până în luna decembrie. Ordonanța a fost aprobată pentru programul pilot în 2018 noiembrie și spunea că în momentul în care normele se vor fi publicate, începe demararea programului. Noiembrie 2018, suntem în septembrie 2019. Suma alocată a fost 15 miliarde. S-a tot amânat implementarea programului și din mai mult de un an de zile au rămas două luni de implementare. Noi astăzi putem să tragem singur concluzia cât de eficient este acest proiect. Deci era eficient dacă într-adevăr intra în vigoare când trebuia, se grăbea licitația, dar nu știu ce s-a întâmplat. S-a mers foarte încet și s-au pierdut, practic, el nu există. Două luni este nesemnificativ. Problema mai gravă va fi în ianuarie când nu mai vin pachete. Pentru că nu este pe... începe acum și durează încă până să termină banii. Nu, în ianuarie nu mai sunt pachete. Trecem pe con și lapte. În două luni nu putem spune că va fi eficient. Aplicarea normelor programului se face prin intermediul primăriilor din țară. Publicarea târzie a acestora și licitațiile au fost cele care au dus la întârzierea demarării programului.